Oficial, Maia Sandu este noul președinte ales al Moldovei, potrivit Comisiei Electorale Centrale, după procesarea tuturor celor 2143 de procese verbale. Candidata Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a câștigat turul 2 al scrutinului prezidențial din 15 noiembrie cu un scor total de 57,75%, adică 943.846 de voturi ale cetățenilor. De partea cealaltă, contracandidatul său, Igor Dodon, a adunat 42,25% sau 690.141 de voturi. Astfel, Maia Sandu îl învinge pe Igor Dodon pentru a doua oară în cadrul acestor alegeri, lidera PAS impunându-se și în primul tur 36,15% contra 32,36%. Menționăm că la alegerile care s-au desfășurat duminică, atât în Moldova cât și peste hotarele ei, au participat circa 1.650.000 de moldoveni, cec validând 1.633.627 de voturi. Conform legislației naționale, Maia Sandu va fi investită în funcția de președinte al Moldovei spre sfârșitul lunii decembrie. Aceasta va fi cel de-al șaselea președinte al țării noastre.